Avem în fața noastră nu doi sportivi, aveți dumneavoastră acele palete pe care dumneavoastră să explicați despre ce este vorba. Nu sunteți sportivi, nu sunteți îmbrăcați în haine de sport. Unde ne aflăm și vă rog în primul rând să vă prezentați, să vă urez bine ați venit la întâlnirea cu cei care ne urmăresc, prietenii ziarului Romanul Financiar. Ne aflăm într-un loc deosebit, în mijlocul a două terenuri de padel, cum se numesc, alături de doi domni inimoși care au avut această inițiativă și vor să dezvolte ceva frumos la Roman, în zona Roman. Cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, în primul rând, mă numesc Forcășel Cătălin, administratorul firmei Go Padel Construct, firmă care se ocupă cu montarea terenurilor de padel, având în spate o experiență de peste 1000 de terenuri la activ instalate în toată lumea. Am decis să aduc acest sport aici la Roman pentru a-l practica și romașcanii, pentru a pregăti elevi în participarea turneilor naționale și internaționale. Și l-avem aici pe domnul, vi-l prezint pe domnul Mihai Urciu, președintele Federației de Padel din Republica Dominicană, care... Moldova, cum am mai spus. De ce această inițiativă la Roman, domnul președinte? Ați găsit o bună colaborare aici, ați venit, ați zis, haide să facem două terenuri și... Ideea este a domnului Cătălin, pentru că este dat de aici, din zona Roman, a venit acasă, cum a spus și dumnealui, a reușit să instaleze terenuri în foarte multe țări ale lumii și cu siguranță trebuia să vină să promoveze această ramură sportivă și la dumnealui acasă. Ne cunoaștem de mult timp, chiar dacă suntem astăzi nu neapărat în echipament sportiv, dar ambii și jucăm padel, poate nu la un nivel profesionist, dar jucăm padel și astfel ne-am întâlnit în circuitele internaționale, ne cunoaștem de ceva vreme și am venit să susțin promovarea padelului la Roman și inclusiv să îi primim în cadrul unui circuit cu denumirea Prut Padel Tour, ca să oferim oportunitate romașcanelor să vadă padel cu adevărat. Vor veni aici în weekendul 6-7 aprilie jucători profesioniști din România, Republica Moldova, Turcia, Spania și așa mai departe. Vom avea un spectacol cu adevărat și credem că romașcanii vor avea o mare oportunitate prin intermediul acestui sport. Este un sport foarte asemănător cu tenisul de câmp și cu squash-ul, pentru că avem o boxă construită din material dur, din sticlă, dar și gratei din metal. Pentru cei care ne urmăresc și cu siguranță vor căuta deja multe informații atât pe pagina GoPadel Roman, dar și pe alte rețele de socializare și pe internet. Mingea, după ce atinge solul adversarului, se poate lovi de această infrastructură din sticlă sau din metal și ricoșeul din aer îl putem transmite înapoi la adversar. Asta îl face diferit față de tenis. Puțin mai complex față de tenis, pentru că trebuie să fii atent și la mingea care ricoșează. Exact. Este mai multă reacție, mai multă atenție, coordonarea jucătorului și se joacă doar la dublu. Cât a presupus investiția dumneavoastră de aici, ca efort financiar și, în primul rând, unde se află? Pentru că cei care ne urmăresc aud că s-au făcut aceste terenuri. Unde ne aflăm, de fapt? Și cât a presupus investiția dumneavoastră? Este o investiție proprie, ne aflăm în incinta societății Marsat, unde a avut loc târgu agricol, așa, între Siloz și complexul Maricoin. Da, se face acea intrare, cine dorește să acceseze la dumneavoastră aici poate veni. Mai multe informații o să fie publicate pe GoPadel. Cine vrea să ajungă are la dispoziție autobuzele de la care merg spre Dedeman, microbuzele, se opresc și vin aici. Și care va fi programul? Programul este adaptat în funcție de posibilitatea jucătorului. Avem și nocturnă, după cum vedeți, se poate juca și noaptea. Și adică se fac niște înscrieri, da, și echipele vin, solicită terenul, dumneavoastră le puneți la dispoziție. Da, inclusiv paletele și mingile. Un telefon unde să se facă înscrierile? Da, 0737 352 270. Și vorbesc cu domnul, îl găsesc la celălalt capăt al firului, pe domnul Cărcășel Cătălin. Și se înscriu? E nevoie de o taxă pentru... Da. O să fie o taxă de 100 de lei care ține închirierea terenurilor și
paletele și mingile. Da, este o taxă pentru 4 persoane. Se pot, o să se creeze pe viitor și grupuri. Dacă cineva nu are cu cine să joace, se poate intra în acel grup să caute cu ei. La fel este și un sport de socializare. Da, adică nu ne cunoaștem, dar venim la padel înscriindu-ne pe acel grup care îl vom crea. Și cum am mai spus, pe GoPadel Roman, pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Da, din fericire, padelul este un sport care nu are limită de vârstă. Antrenăm copilași încă de la 4 anișori ca să joace acest sport. Avem competiții dedicate copiilor sub 12 ani și chiar invităm romașcanii să vină aici la GoPadel Roman, pentru că pe data de 7 aprilie avem, în cadrul turneului internațional GoPadel Open, avem o categorie deschisă inclusiv și copilașilor, deci copiilor sub 12 ani, și nu avem limită de vârstă nici pentru a treia și a patra tinerețe, pentru că avem categorii 35+, 60+, și în întreaga lume se joacă acest sport. Avem sportivi la 70, 75 și 80 de ani care cu plăcere în fiecare zi vin pe terenul de padel să se simt bine. Așadar, vârsta este ultimul detaliu la care se gândește un jucător când intră pe terenul de padel. Am înțeles. Deci ați punctat despre program, locul unde se desfășoară, vârsta, unde se pot face înscrieri. Ați avut înscrieri până acum, din publicitatea, din prezentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră. S-au înscris, aveți? Da, avem un feedback, o reacție foarte bună deja a romașcanilor, în special doamne, mame, care deja ne-au apelat și avem o listă de așteptare și încurajăm în continuare cei care ne vor urmări și în urma acestui podcast să se înscrie în această listă de așteptare. Noi solicităm numele copilului, data nașterii, un număr de telefon al părintelui pentru a-i adăuga într-un grup de lucru, ca atunci când instructorii noștri, care și ei acum trec o perioadă de instruire și de obținerea certificatelor de calificare, vor fi distribuiți în grupe pe categorii de vârstă, pe un orar de instruire, și vor veni și copiii și adulții să treacă aceste cursuri de instruire ca să învețe toată partea tehnică, tactică, regulamentul, ca după aceasta să poată să joace liber jocul de padel. Să încheiem aproape de dumneavoastră, mai aproape de cei care vă urmăresc. Cu cine am avut plăcerea și onoarea să vă prezentați din nou, ca să reamintiți celor care vă urmăresc cu cine am stat de vorbă, și o invitație de final, un cuvânt de închidere, pentru ca romașcanii sau cei din zona Roman care ne urmăresc vor vrea să vină să practice acest sport. Deci din nou, Fărcășel Cătălin, sunt administratorul și proprietarul acestei două terenuri. Așteptăm romașcanii și nu numai romașcanii. Au locuri de parcare, pot veni cu mașinile, da? Să dezechipează, să echipează. Da, îi așteptăm în acest weekend gratuit pentru a încerca acest sport și de ce nu să se înscrie la turneul care va avea loc în data de 6 și 7 aprilie. La fel pot veni pentru a viziona jucătorii profesioniști care vor fi în cadrul turneului în ziua de 6 aprilie și îi așteptăm cu toți. Profesioniști de unde vor veni? Din România sau aveți și din alte țări care sunt? O să vină, da, din România, din Republica Moldova, Spania și Turcia. Deocamdată înscrierile încă sunt în continuare până pe data de 3 aprilie deschise pentru participare. Și până acum avem sportivi, da, din... Și pe 6-7 va începe o manifestare, da, aici, în perioada de la ora până... De la ora 9 dimineață până seara târziu, cât meciurile nu au o durată exactă și atunci nu putem să stabilim de acum seara când se vor termina, dar... Din tradiție. Pe cine ați avut alături de dumneavoastră? Alături de mine este domnul Mihai Bărciu din Republica Moldova, președintele Federației de Padel din Republica Moldova și organizatorul, coordonatorul circuitelor internaționale Prut Padel Tour și este European Padel Tour. Ca să facem un final plăcut, dumneavoastră sunteți reporterul și ați luat interviu domnului președinte. Ce îi spuneți pe final? Îi mulțumesc pentru toată susținerea și implicarea organizării acestui turneu și cu siguranță vor fi multe alte turnee.
Mulțumim, mulțumim mult să vă suntem alături. Pentru romașcanii care deja vor învăța să joace padel, pregătim un al doilea turneu mai spre vară, unde cu siguranță ne vom bucura să avem deja foarte mulți jucători de aici locali.